Bun găsit, dragi telespectatori, la o nouă emisiune Lumină din Lumină Lină. Încercăm și în această zi deosebită să vă aducem aproape de dumneavoastră, așa cum v-am obișnuit în ultimele săptămâni, încă un eveniment care s-a scurs cu ceva timp în urmă, în inima munților Vrancei, acolo unde, geografic vorbind, județul nostru se sfârșește și se învecinează cu județul Covasna, sus în Vintileasca, comuna Jitia, unde s-a derulat o activitate culturală, unde școala și biserica sunt în imediată vecinătate una de cealaltă, și împreună și-au dat mâna, invitând diversi reprezentanți ai unor instituții culturale din județ și nu numai, pentru a zăbovi o clipă asupra tematicii pe care Sfântul Sinod a propus-o spre dezbatere întregul an 2013, și anume împlinirea celor 1700 de ani de când împăratul Constantin a dat împreună cu Licinius libertate creștinilor. În comuna Jitia, deci localitatea Vintileasca, pitorescul este greu de surprins în cuvânt, pentru că rare ori întâlnim atât de frumos adunați munții și între ei văi adânci cu apă uneori lin curgătoare când sunt ploi învolburate apele, așa cum se poate întâlni aici în apropiere unde și de unde, de fapt, pornește nevalnic când este un anotimp mai ploios, așa cum a fost în primăvara și vara aceasta, Râmnicul Sărat. Parohia Vintileasca, sunt convins, cei care sunt în zonă cunosc mult mai bine, are astăzi două biserici, una chiar în localitatea propriu-zisă Vintileasca și una în Cătunul, de altă dată localitatea Bahnele, peste deal. Dacă ar fi să ne facem o imagine a locului, Vintileasca este despărțită de un munte de Nerejul Mare și Nerejul Mic, iar astăzi în comuna Vintileasca sunt două biserici, fără a lua în calcul încă una a celor care sunt pe stil vechi. Parohia este păstorită de Părintele Potop Nicolae, iar cea de la Bahne de fratele său, tot Părinte Potop. Și noi nu am făcut altceva decât să răspundem invitației pe care ne-au făcut-o atât școala cât și biserica, spre a fi prezent în această zi deosebită de vară, la a zăbovi încă un ceas sau poate mai multe asupra a ceea ce a însemnat în istorie edictul de toleranță pe care l-au dat împărații Constantin și Licinius, și mai ales asupra urmărilor acestui edict în istorie. Noi nu facem altceva decât să vă invităm pe parcursul orei de emisie să urmăriți conferințele celor care
au fost prezenți și care au dat culoare și sens întâlnirii noastre, sperând că, pe de o parte, vor fi surprinse mult mai multe nuanțe și mult mai multe realități ce s-au consumat atât în urmă cu 1700 de ani, dar în același timp vor fi punctate și fapte deosebite generate de acest eveniment al istoriei. Sperăm ca pentru oricare dintre dumneavoastră, cei care ne urmăriți, momentul acesta să fie o invitație în plus la a citi poate mai mult încă o dată și încă o dată ceea ce s-a scris în istoriografia română și ceea ce s-a tradus în literatura română, pentru că, așa cum poate o bună parte noastră cunoașteți, avem câteva lucrări de referință pentru perioada respectivă și pentru împăratul Constantin și aș vrea doar să vă aduc aminte lucrarea părintelui istoriei bisericești și anume Eusebiu de Cezarea, care a scris O viață a lui Constantin, Vita Constantini, pe lângă istoria bisericească. Ambele sunt traduse astăzi în colecția Părinți și Scriitori Bisericești, în volumele 13 și 14. Orice biserică, orice parohie, sunt convins că are în biblioteca sa cele două lucrări. Sunt mult mai multe lucrări care s-au scris și în istoriografia civilă laică. Eu v-am indicat doar una dintre cele care au apărut în ogorul bisericii și care, într-un fel, surprind și creionează mult mai bine medalionul acelui care a însemnat, a fost primul împărat creștin sau care a dat libertate de manifestare creștinismului, scoțând și legitimând biserica care până atunci fusese în catacombe, în scorburile pământului, scoțându-l la suprafață și dându-i libertate de manifestare, ceea ce a făcut Constantin cel Mare în 313, nu-i nimic altceva decât o realitate care se păstrează până astăzi, pentru că în fața legii el a pus pe picior de egalitate religia creștină, creștinismul și cu celelalte religii păgâne. Nu putem decât să vă dorim vizionare plăcută și să vă mulțumim celor care lupeți din timpul dumneavoastră pentru a fi împreună cu noi în această zi deosebită. În acest an s-au împlinit 1700 de ani de la proclamarea oficială a celebrului edict de la Milan, în urma căruia persecuțiile împotriva creștinilor au încetat, iar religia creștină a devenit liberă în totul Imperiului Roman. Dată fiind importanța excepțională atât în plan istoric, și în cel al consecințelor care le sunt astăzi în Europa, evenimentul va fi comemorat astăzi și în comuna noastră, cu invitați special, cărora le urăm bun venit. Dau cuvântul domnului prefect pentru deschiderea acestui. În primul rând, vreau să vă mulțumesc pentru invitație. Este o întâlnire, eu o consider inedită, nu știu dacă noastră o considerați la fel. Am fost și vin de foarte multe ori în biserică, dar niciodată ca să vorbesc eu, de fiecare dată ca să ascultăm pe cei care ne transmit mesajul Domnului. Din punctul meu de vedere vreau să felicit organizatorii, în primul rând pe doamna profesor, să mulțumesc invitaților că au participat, deși Vintilasca este, hai să-i spunem, situată într-o locație mai depărtată de civilizație, dar asta nu înseamnă că nu avem aici civilizație. Referitor la moment, e clar că este cel puțin pentru noi vrâncen un moment să-l sărbătorim pe cel care reprezintă o parte din istoria noastră, chiar dacă din punct de vedere al istoricilor e de discutat acea întâlnire dintre Ștefan cel Mare și Baba Vrâncioaia, dar indiferent ce prevede adevărul istoric, noi o să susținem
sus și tare că Vrâncioaia, Baba Vrâncioaia, vrâncenii, de fiecare dată în istoria lor și-au făcut datoria față de, de țară. Iar faptul că sărbătorim aici 1700 de ani de, de creștini și suntem într-o biserică, eu cred că este de bun augur. Ce să vă mai spun, urez succes desfășurării acestei întâlniri și să dea Dumnezeu să mai participăm la acest tip de întâlniri. Vă mulțumesc! Eu vă mulțumesc! În calitate de organizator am să vă spun și eu câteva cuvinte. Eu mi-am scris din cauza emoțiilor, de obicei vorbesc liber, dar în data aceasta emoțiile sunt mai mari. Sper că sunt destul de... se aude, nu? Mulțumesc tuturor celor prezenți și vă avertizez că suntem pe înălțimi, suntem la înălțime și vom cuceri aici împreună alte înălțimi. E minunat când toți cei care și-au dat întâlnire se și întâlnesc, transformând un timp profan în timp sacru. Ziua pe care am ales-o să comemorăm libertatea de cult a creștinilor și ortodoxia este și ziua însemnată în calendar cu numele lui Ștefan cel Mare. Iată de ce îndrăznesc să spun că Marele Domn și Voievod a strâns azi țara în Vrancea, la Vinghileasca, iar pe mine m-a făcut crainicul măriei sale. Boieri dumneavoastră, aici suntem de la Vlădică până la Opincă, onorând în egală măsură și pe unii și pe alții pentru nobila lor origine română și puterea stăruinței în dreapta credință. S-au ostenit să răspundă acestei chemări de conștiința românismului domnul prefect al județului Vrancea, pe care îndrăznesc să-l numesc fiul unor distinși dască din Focșani, iar prezența dumnealui aici este cea mai frumoasă formă de respect și aducere aminte a tatălui său. Domnul profesor de istorie, Popescu, pe care l-am avut și eu coleg. Părintele Proverău, Oscar Frunză, reprezentantul Episcopiei Buzăului și Vrancei, dar și unul dintre cei mai apropiați colegi de cancelarie. Domnul profesor Florian Micu, reprezentantul Direcției pentru Cultură Vrancea, sub patronajul căruia ne desfășurăm activitatea de astăzi și prin care vreau să trimit mulțumiri domnului director Traian Negulescu. Domnul profesor Dorin Cristian, inspector școlar de specialitate și reprezentantul Inspectoratului Județean Vrancea, cu care noi am încheiat un parteneriat în, în această acțiune. Cadrelor didactice, colegii mei, preoți din Focșani, Odopești, Popești, Mănăstirea Recea, este aici prezentă, Bordești. Și mai ales domnului care a și mobilizat, domnul director, colegul meu Ionuț Bercaru. Domnului primar al Comunei Vinghileasca, domnul George Spătaru și membrilor consiliului local, domnului director al școlii Regina Maria, domnul profesor Pănelcu Crujean împreună cu cadrele didactice și elevii, preoții Comunei Vinghileasca, Nicolae Potop, Constantin Potop împreună cu Enoriașul. Și mai vârtos au răspuns boierii de la București, ale căror moșii culturale le-au primit moștenire, le-au îngrijit și le-au sporit. Domniile lor au sosit în comună încă de ieri cu dirigențele secolului 21, onorându-se cu statutul de garden. Am să-i prezint într-o ordine aleatorie. Doamna Silvia Tisinia, doctor în etnografie și arte vizuale și scriitor. Domnul Marian Nencescu, doctor în filozofie, la Institutul de Filozofie al Academiei Române. Domnul Stelian Brezeanu, profesor universitar doctor la Universitatea din București și a spus domnul Valentin Așder, directorul editurii EICOM. Domnul Dumitru Constantin Dulcan, profesor universitar, doctor, medic neurolog și psihiatru, scriitor. Domnul Petru Demetru Popescu, profesor universitar, doctor și scriitor, peste 130 de cărți
Și grație dumneavoastră am înțeles că astăzi radiodifuziunea are un comunicat despre acțiunea noastră de aici. Vă mulțumim frumos pentru toată colaborarea pe care noi avem de 10 ani în coace. Și actorii care se pregătesc intens, este vorba de doamna Mihaela Bețiu, actriță și cercetător la Institutul de Cercetare a Uniunii Universitatea Națională de Teatru și Film Ion Luca Caragiale. Se pregătește spectacolul de seară împreună cu actoria Adina Stoica, Andrei Rau. La această echipă care va susține, vine din Focșani, părintele conferențiar Ene Ion de la Facultatea de Teologie din Galați. Stindardul, sper că n-am uitat de nimic. Stindardul sub care ne-am strâns azi din pesca satului, la adăpostul venicii, este împlinirea anul acesta, așa cum a subliniat și domnul primar, a 1700 de ani de la edictul din Milan. Ce aș vrea doar să mai spun, că n-aș vrea să revin asupra lucrurilor spuse, că printre cei 318 episcopi prezenți la Nicea, doi erau de la nord de Dunăre și din Dobrogea. Unul este vorba de episcopul Teofil de la Curbura Carpaților și episcopul Tomisului, al cărui nume nu se cunoaște, și asta justifică de ce noi astăzi continuăm gestul acestor oameni capi de biserică de la începutul Ortodoxiei. Un al doilea motiv pentru care am ales să fim în comuniune astăzi, pentru că puteam foarte bine oricare dintre dumneavoastră să susțineți o zi, două, singuri, dar am vrut mai ales să fim în comuniune astăzi, între noi și cu Dumnezeu, este jertfa. Și ceea ce ați făcut dumneavoastră astăzi este o jertfă. Venind aici fiecare, lăsând treburile, este o zi de săptămână de lucru și ca să aduc în fața dumneavoastră un model de jertfă, chiar în ziua Sfinților Apostoli și Pavel mi-a venit în minte jertfa lui Petre Ciuțean. Și cred că cea mai frumoasă amintire ar fi să spunem chiar cuvintele lui de îmbărbătare pentru acum. Spune așa, 13 ani de închisoare, m-au arestat, m-au bătut, m-au arestat acasă, nici nu știu, nu mi-amintesc anul. Când m-au anchetat, am leșinat din bătaie, iată că n-am murit. Am stat la interne 3 ani, am fost după aceea la Jilava, la Ognele Mari și pe urmă la Aiud. Nu pot să povestesc tot ce am suferit, pentru că nu pot să ofensez poporul român, spunându-i că în mijlocul lui s-au petrecut asemenea monstruozități. M-a întrebat un anchetator, de ce ai vorbit împotriva noastră, domnule? N-am vorbit, domnule. Cum n-ai vorbit? Păi împotriva voastră vorbește tot poporul. Ce să mai adaug eu? Și ne-au dat 20 de ani de muncă sfântică fără motive. Am o consolare. În grandoarea istorică a poporului român, eu sunt o rotiță invizibilă, dar sunt. Aș fi fost neconsolat dacă n-aș fi trăit convingerea fermă că îmi face cinstea suferinței un mare popor. Asta m-a salvat de la nebunie. Asta, adică nu fac pușcărie ca reprezentantul unui, ca reprezentând un trib de negri, ci un mare popor greu de istorie și de viitorul lui strălucit. Asta m-a consolat. Ceea ce pentru Petre Ciuțea a fost consolare, să devină pentru noi motivare și sub acest auspicii de trezvie a minții și smerenia inimii, să ne desfășurăm activitatea de azi. Acestea au fost în
vreau să-l rog pe domnul director al școlii să spună câteva cuvinte și apoi pe părintele Potop, care ne-a găsit în biserică. Și părintele Protopop, da. Cred că să începem cu părintele Protopop, da. Așa fac prietenii, părintele Protopop, uităm prietenii. Domnule copil, domnule primar, distinși oaspeți veniți de departe, domnilor, doamnelor, reprezentanții ai instituțiilor culturale de aici sau de la județ, preacucenici părinți, dragi invitați, cum doamna Fântâneru a precizat, oarecum tema centrală a întâlnirii este împlinirea 1700 de ani de la Edictul de la Milan. Deși programul văd că are alte teme la fel de interesante și folositoare pentru noi. Vorbind de Edictul de la Milan, gândul merge către împăratul Constantin cel Mare, una dintre personalitățile cele mai captivante ale istoriei Imperiului Roman și în același timp una dintre personalitățile cele mai controversate. Nu controversate, e personalitatea despre care s-a scris extraordinar de mult și care, iată, după trecerea atâtor secole, rămâne încă o personalitate controversată. Și când spun asta, mă gândesc la faptul că Biserica Ortodoxă îl socotește sfânt. În Biserica Romano-Catolică se recunoaște faptul că a fost mare, iar bisericile protestante și mai ales, eu știu, specialiștii din afara sferei creștine, văd în el doar un abil om politic care a servit biserica în dorința de a-și o aservi. Totul a fost călăuzit de anumite scopuri personale sau politice. Da, eu controversa o las pe seama specialiștilor. Punctez doar faptul că părerile care spun despre Constantin cel Mare că a fost un om cu o profundă convingere religioasă sunt păreri ale oamenilor care sunt recunoscuți în lumea științifică drept obiectivi și demn de încredere, adică oameni cu greutate, cu seriozitate. Ceea ce vreau să precizez e faptul că în Ortodoxie credința este înțeleasă în următorul mod. Credința e relația dintre om și Dumnezeu. Ca această relație să poată avea loc, pe de o parte Dumnezeu e Cel care se descoperă, pe de altă parte omul este Cel care caută. Și atunci Dumnezeu descoperindu-se, omul căutând, există posibilitatea întâlnirii celor doi. Specificul Ortodoxiei este acela că nu lasă pe om doar în seama căutărilor care vin din pornirea naturală a lui. Și în Ortodoxie, omul, prin botez, este pus în legătură cu Mântuitorul Hristos. Adică, oarecum, căutările nu sunt deja îndreptate către lumină. Adică, omul nu mai își pierde vremea căutând altundeva unde nu l-ar putea întâlni pe Dumnezeu, ci e pus în legătură cu Hristos. Pe de altă parte, tot prin botez, omul este integrat într-o colectivitate. Integrat într-o colectivitate, nu, credința lui în permanență este susținută, este încălzită, este călăuzită de credința celorlalți. Cumva credința colectivității mărginește pe laturi credința individului. Nu, libertatea individului nu este anulată, el își păstrează în continuare libertatea. Nu? Adeziunea la credința colectivității îl apropie mai mult de Dumnezeu și îl integrează și mai bine în colectivitate. Depărtarea de colectivitate îl depărtează și de Dumnezeu și îl izolează și de colectivitate. De aceea spun că pentru un creștin ortodox e necesar să fie acceptată credința Bisericii cu privire la absolut toate aspectele învățăturii Bisericii Ortodoxe, dar nu acceptată așa în sens general, ci acceptată în ideea că toate aceste învățături trebuie aprofundate și cunoscute și făcute convingeri proprii. Nu. Probleme apar atunci când uneori se poate întâmpla, nu, cercetând și încercând să transformi informațiile pe care le primești în convingeri, să ai surpriza că lucrurile se îndreaptă către o altă sau către un alt posibil răspuns decât cel oferit de generațiile care au trecut până acum
ale creștinilor din Biserica Ortodoxă. Nu, în situația asta, un autentic creștin ortodox nu va ridica standardul deșteptăciunii sale mândrindu-se că a descoperit lucruri extraordinare pe care generațiile trecute le-au ignorat, ci va căuta cu smerenie să vadă care au fost argumentele, care a fost punctul de vedere al celor care au văzut lucrurile într-un anume fel. Nu, în cazul concret, nu, care au fost argumentele pentru care secole de-a rândul Constantin cel Mare a fost socotit de către generațiile de creștini sfânt. De aceea, spun, întâlnirea și tematica pe care am văzut-o anunțată are acest mare dar de a ne ajuta pe noi, toți cei prezenți acum aici, să ne edificăm cu privire la aspecte de genul acesta. Nu? Începând de la personalitatea împăratului Constantin cel Mare și până la, eu știu, celelalte lucruri privitoare la influența culturii bizantine sau a rolului brâncovenilor în istoria țării noastre, nu, cumva și în cazul împăratului Constantin cel Mare și în cazul brâncovenilor, nu toate trimis spre cruce, spre jertfă, nu despre care va fi o conferință ținută, nu, în ideea că Troița, jertfa, crucea sunt specifice poporului nostru. Nu, de aceea mă fac mesagerul înalt preasfințitului Ciprian, arhiepiscopul Buzăului și Vrancei, și transmit mulțumiri și felicitări organizatorilor acestei manifestări, nu, de asemenea mulțumiri celor care s-au străduit să ajungă de departe aici, nu, și îi asigur de faptul că strădania dumnealor e în sensul celor pe care le spuneam mai înainte. Nu, strădania lor are darul să dească în mințile și inimile noastre ale tuturor celor prezenți mai temeinic toate aceste adevăruri care sunt în același timp și ale credinței, dar și ale lumii științifice. Nu, binecuvântarea înaltului Ciprian, înalt preasfințitului arhiepiscop Ciprian, pentru începerea și buna desfășurare acestei festivități. Vă mulțumesc pentru invitație și Dumnezeu să vă ajute toți. Bună ziua, vă spun și eu. Bine ați venit la Gântileasca. Eu o să fiu mai scurt pentru că avem atâția invitați și au destule să ne spună. Eu le mulțumesc din suflet pentru că și-au făcut timp pentru a ne onora aici, începând cu domnul prefect, cu domnul de la București care a venit de seară și cu dumneavoastră care astăzi, într-o zi de lucru, vă aflați aici. Misiunea școlii noastre, pe lângă activitățile didactice obișnuite, este și să educăm copiii în spiritul ăsta creștin, cultural, și de aceea am considerat că e bine să ne întâlnim într-un astfel de loc, să facem un fel, o școală altfel, așa cum s-a numit și săptămâna aceea din timpul anului. Atunci e mai greu de organizat astfel de evenimente, pentru că sunt și mai mulți copii. Copiii acum sunt în vacanță, unii dintre ei au putut să vină, am invitat și elevi de la liceu, foști elevi de-ai noștri, și mă bucur că au sosit aici și atât și domn profesor cărora le mulțumesc și sper că activitatea nu este așa întâmplătoare și va lăsa urmări frumoase în sufletul și în mințile copiilor, a dumneavoastră. Încă o dată le mulțumesc tuturor celor prezenți și o zi cât mai plăcută. În calitate de gazdă aici, parohul Bisericii și al parohiei Sfinții Apostol Petru și Pavel. În primul rând, ca o concluzionare a cuvintelor care s-au adus aici, în primul rând vreau să urez tuturor un bun venit. Și bine ne-am găsit. Ați auzit că spunea domnul prefect și domnul primar că nu prea au vorbit în biserică. Aș îndrăzni să spun că biserica este spațiul generos care primește pe toți oamenii, mai ales atunci când e vorba de cultură și permite tuturor oamenilor să vorbească atunci când e vorba de hrănirea sufletească a noastră, a tuturor, în special a tinerilor, care trebuie să urmeze exemplu înaintașilor. Sigur, mulțumim domnilor de la București, care am constatat întâmplător, să spunem că sunt în număr de 12. Și 12 apostoli a avut și Mântuitorul Iisus Hristos, însuși cuvântul apostol înseamnă trimis. Acești 12 domni de la București au fost trimiși de Duhul Sfânt, de Duhul Înțelepciunii,
să vină aici ca să ne lumineze. Noi am mai avut astfel de manifestații în anii trecuți, deja ne-am aflat la cea de-a patra ediție a unui salon literar, un salon de literatură pentru copii, și mă bucur că în mijlocul acestor 12 domni de la București, alături de domnul prefect, de domnul primar, care este om de-al casei, om de-al parohiei noastre, participă și părintele profesor, doctor Ieni Ionel, un om de la care am avut totdeauna de învățat și avem ce învăța, și iată, astăzi se prezintă aici în mijlocul nostru ca un adevărat învățător. Sigur că aceste lucruri ar trebui să continue și pe viitor și să ne facem, într-adevăr, mesageri ai transmiterii Cuvântului lui Dumnezeu, Cuvântului Înțelepciunii și al tuturor celelalte forme prin care putem să înnobilăm frumos sufletul uman și să ne bucurăm de cei 2000 de ani de creștini și să transmitem și noi mai departe ceea ce am primit de la înaintașii noștri. Încă o dată bine ați venit și Dumnezeu să ne ajute ca acțiunea noastră să ia amploare ca pe viitor să ne putem manifesta și cu mai mult, cu mai multă prezență din partea tuturor. Să trăiți! Deci începem sesiunea aceasta de comunicări cu domnul profesor universitar, dr. Sălian Brezeanu. Am să cer îngăduința dumneavoastră ca domnii de la București să vă vorbească de jos pentru a se simți și mai bine în rândul nostru. Fără îndoială, când vorbim de cei 1700 de ani de la editul de la Milano, Mediolanum, cum se spune, la 313, da? În latină, logic. E care era și un fel de capitală a Imperiului, că Roma era deja un oraș aproape mort. Oricine care nu e specialist, care vede de departe toată problematica aceasta, se întreabă ce reprezentau creștinii la 313. Numeric măcar, față de cei 25 de milioane de locuitori ai Imperiului Roman, în curs de descompunere, să iei din parte, și ce semnificație a avut gestul lui Constantin, al lui Cine și mai devreme Galeriu, aceea de a acorda, după aproape 3 secole de persecuții, de a acorda libertate de cult creștină. Poate că merită interes să vedem aceste cifre aici, care pot să spun, pot spune mult. Deci, vrem Imperiul Roman la 313, condus de tetrarhi, de patru bărbați, da? Romani din Balcan, unul dintre ei fii de păstori, de țărani, Diocletian, Galeriu, mama lui Galeriu era din Oltenia, da? Era transdanubiană, dintr-o localitate din Oltenia. Apoi e tatăl lui Constantin cel Mare, deci Constantius Florus, Liciniu și el romanic. Și, deci, bun, în esență acestea sunt cei mai importanți, care vreme de 40 de ani au izbutit să redreseze Imperiul și să dea încă 3 secole, să ofere 3 secole de supraviețuire după criza veacului al III. 25 de milioane cu armate de 500 de mii de așa, ce, cât, numeric, cam cât reprezentau creștinii între sutele de culte religioase din Imperiu. Probabil, evident, nimeni n-a făcut un recensământ, nici al locuitorilor, cu atât mai puțin al creștinilor, probabil undeva 10%. Deci cam 2 milioane din cei 25 de milioane. O populație persecutată, ultimele persecuții în anii 335, care au adus victime cele mai numeroase, multe dintre sfinții pe care noi, martirii pe care noi îi comemorăm, Sfântul Gheorghe,
Sfântul Teodor, Sfântul Dimitrie, sunt morți acum, în aceste persecuții, din anii 303-305. Deci aceasta era populația creștină, populație, să spunem, mai ales repartizată în orașele imperiale. Să nu uităm că ne numim în opoziție față de creștini, pe cei care nu cred în Dumnezeu. Ori, pădând înseamnă parus, sac, la vremea respectivă, adică locuitorii din sac, care erau mai conservatori, care erau fidelii vechilor zei, zeitățile de coroman, în spațiul mediteranean, dar zeitățile semitice, zeitățile din Orient, din Egipt, și așa. Cine reprezenta, cine era Constantin cel Mare? Era primul din Ramșițe, din Naisus, din Nișul de astăzi, din Pace Bucureștiană. Spunea despre Sofia, că Sofia este Sofia Serbica, în latină, este Roma mea. El se simțea Balcanii, în mijlocul acestei romanități remarcabile, ca vitalitate limitată. Grație acestei romanități, mari împărații despre care am zis comunii, au salvat eruditii de Roma. Deci Constantin era fiul lui Hancita Elena, care era creștină. Mulți dintre istoricii care critică pe Constantin apasă pe acest detaliu, mic detaliu. El, devenind un om politic de prim rang, ca Cezar mai întâi în Occident, apoi ca August la Bizantion, pe care îl contează Constantinopolul, de astăzi, sau țarii de la Dumnezeu, el a jucat un rol capital în ceea ce a reprezentat creștinismul. În fond, creștinismul a operat o adevărată revoluție în valorile morale din lumea romană a acestor secole, o lume decadentă, coruptă. Bine, deci de 2000 de ani noi ne aflăm sub înrăurirea acestor valori morale pe care Biserica le-a adus. Valori democratice, în opoziție cu valorile aristocratice pe care le cultiva aristocrația romană. Probabil câteva zeci de mii de aristocrații, la cei de 25 de milioane de privilegiați. Deci, acestea sunt, deci, cu ce a izbutit să facă să opereze Constantin cel Mare? Cred că Constantin cel Mare este a doua mare personalitate, după Apostolul Pavel, care și-a dus un aport fundamental în destinele creștinismului. Fără cei doi, unul care a creștinat pe neamul de pădure, neamurile, da? Trimis de Hristos, celebrul episod de legat de viața lui Pavel. Și, deci, creștinând așadar lumea non-judaică, care se închide și se transformă, risca să transforme creștinismul într-o sectă care urma să se stingă, dacă rămânea închisă în limitele iudaismului. E bine, gestul lui Pavel, deschizând drumul creștinismului spre învățăturile lui Hristos, în cadrul Imperiului, în rândurile neamurilor, a fost esențial. E omul providențial, să spunem, da? Rolul lui Constantin e la fel de important, pentru că prin faptul că un împărat se creștinează și chiar dacă nu a devenit religie de stat, creștinismul abia s-o facă la 381, 392, în fapt, când a fost interzise cultele pădune de către Teodosie cel Mare, acea dată aproape un secol, dar gestul lui Constantin a fost esențial pentru că el a extins creștinismul la înălțimea funcției lui imperiale, a deschis
întreaga, deci imperiu și cele 25 de milioane de locuitori, l-a deschis noi credințe care devine curând unica credință îngăduită. O să vedem îndată de ce aceste critici la adresa lui Constantin, că de-i a pornit totul. Da? Constantin, în fond, deci trebuie să ne întrebăm. Cine a fost? Cum? Știi, e o personalitate? Cum? Dar la mama așa, lumea să mă vadă. Da. Deci, Constantin era, fără îndoială, fiul epocii lui. Întreaga lui operă reformatoare, în care intră și transformarea creștinismului într-o religie receptă, adică legală, alături de sutele de alte culte religioase, este poate cea mai importantă dintre toate măsurile luate de ea. Spuneam că e fiul epocii lui. Asta înseamnă că el operează în raport cu nevoile, înainte de toate, societății, dar înainte de toate ale statului roman. Imperiul roman era la anul 300, împărțit în sute de culte religioase, fiecare închizându-se în sine, formând adevărate insule. Deci vechiul imperiu al lui Augustus, care avea o unitate, care avea o concepție de comunitas romanorum sau Republica Romană, începe deja să se fragmenteze în sute de insule, solidarități din interiorul acestor culte păgâne, culte general, cum și creștinii erau, tot așa, se închideau în ei și, practic, imperiul se eroda, se fărâmița în sute și sute de asemenea insule. Împărații de secolul al III-lea se trezesc cu această criză de cu tendințe separatiste, cu Malesan, Galia și Britania, tind să se rupă de imperiu. Au fost la un moment dat, după Sever, după 235, cei vreo 60 de cezari, care domnii dintre ei domnind câteva zile. Armatele lor îi ridicau la, îi proclamau împărați și se băteau între ei, se luptau între ei, astfel Roma își pierde completamente rolul de centru al imperiului și de capitală. Capitalele se mută mediolanum în Italia, în Galia este Trierul din Germania de astăzi, pe Mosela, Augusta Treverorum, acolo unde era Cezar, tatăl lui Constantin, Constanțiu I, Constanțiu Clorus. Și unde Constantin avea să fie și el câțiva ani de zile, și el Cezar. Apoi, deci, împărații din început cu Aurelian, cel care a părăsit Dacia la 271, deci patru, au simțit nevoia să rupă cercul ăsta infernal al cultelor religioase, al sutelor de culte religioase, orientale, mai ales cultele orientale aveau o influență și tendințe divergente față de centru, așa mai ales grupate în jurul Antiohiei, din Siria de astăzi, Antiohia cea mare, și atunci ei au căutat, și asta o face primul Aurelian, să găsească o religie unică pentru tot imperiul. Asta era singura concluzie. Să elimine puzderia de culte religioase și să astfel să creeze un cult unic. Și el a lansat cultul Soarelui, albinte preexista anului 270. Dar cultul Soarelui era, avea avantajul că era cultiva monoteismul în jurul lui Sol Invictus, Soarele biruitor, soarele nebiruit, Invictus. Da? Și mai ales l-a impus în rândurile armatei. Pentru că acțiunea perversă acestor culte religioase acționează și în rândurile armatei.
Și armata imensă, cea mai mare pe care o avusese Imperiul Roman până atunci, se fărămița, se pierduse, să spunem, spiritul combativ. Era învinsă la toate frontierele. Ba mai mult devenise instrumentele, deci această armată devenise instrumentul acestor generale ambițioși, unii dintre ei străini de Imperiu, astfel încât problema capitală era aceea de a găsi un cult unic. Aurelian ia decizia să introducă acest cult în armată, măcar să țină coeziunea armatei. El este asasinat în 24-274, dar tetrarhii, Diocletian, 284, de la putere, era din Dubrovnicul de astăzi, Spalato, Diocletian, împreună cu Galeriu, care era pe jumătate nord-dunărean, sunt și critici dure niște, la adresa lor, la acesta, mai ales al lui Galeriu. Apoi Constantin îi imită, deci toți sunt partizanii unui cult unic, dar evident, nu cel creștin, nu intra în discuție, ci cel cultul soarelui. Avea multe. Creștinismul a și preluat un număr de elemente din acest cult al soarelui. În engleză, Sunday este ziua soarelui, da? Așa. E bine, de aici vine, de la acest cult al soarelui, au preluat unele de limbi, e duminica este ziua soarelui. De la acest cultul soarelui, pentru că la păgânii de acolo, era soarele, era zeul suprem. Constantin, deci, intră în politică în momentul în care Diocletian, știindu-l pe tatăl pe Constanțiu I, la Augusta Treverorum, îl ia la curtea de la Salonic, unde rezida Diocletian. Și îl ține acolo puțin ca un fel de captiv. Când Diocletian, după eșecul persecuțiilor de anii 303-305, se retrage în 305, Constantin evadează de la Salonic și fuge la tatăl lui în Germania, pe Mozela. La Augusta, unde este, de altminte, astăzi este încă o bazilică constantiniană. Bazilica e faimoasă, bazilica constantiniană, de la Trier. Acolo, tatăl lui moare în 306 și Constantin îi ia loc, ca Cezar. Din acel moment, el intră în cercul celor patru. Cu titlul de cer, doi Cezar, doi Augusti. Galeriu era, după retragerea lui Constantin, lui Diocletian, Galeriu este personalitatea cheie, în jurul căreia se învârte totul. El continuă persecuțiile, dar nu în același film, în aceeași măsură. Iar în 311, însă, Galeriu moare, în mai 311, nu înainte, dar da primul edict. Noi îl nedreptățim pe Galeriu, el dă primul edict de legalizarea cultului creștin, rugându-i pe creștini să înalțe rugăciuni către cer pentru ca să se însănătoșească. El moare la câteva săptămâni după ce a dat acest edict, iar doi ani mai târziu, Constantin și Liciniu devenind, rămânând singuri pe poziții, ei dau edictul despre care vorbim. Cel din 313, pe acela îl comemorează Biserica Creștină, nu putea să o facă pentru Galeriu, după persecuțiile din anii precedenți. Și noi am găsit o placă de marmură în care este inscripționat textul edictului în Asia Mică, în teritoriul lui Liciniu, Constantin era în Occident, pe vremea respectivă.
Cei doi, de comun acord, solidari, ce conținea în plus? Deci, libertatea de cult a creștinilor, că lor probabil 2 milioane, și în plus, restituirea către biserica creștină a tuturor averilor. Constantin, însă, cu un an mai devreme, a făcut un gest care avea să fie și astăzi discutat și răzdiscutat. În bătălia cu Maxențiu, unul dintre cei 4 tetrari, care are loc la Roma, pe Tibur, la podul Milvius, el are o vedenie în vis, faima celebra vedenie, cu din cer se aude o voce care este cu acest, așa, apare o cruce pe cer, luminoasă, cu acest semn, tu vei învinge. Din acel moment, crucea devine elementul central al bisericii creștine și pe toate stindardele armatei apare, pe la barul, apare crucea roșie, crucea creștină, de la, deci aluzie la evenimentul din 312. E discuție pentru că nu că se pune la îndoială apariția, e greu de spus lucrul ăsta, dar în textul primar al istoriei ecleziastice a lui Eusebiu de Cezarea, ultima carte a 12-a, nu apare vedenia lui Constantin, ci într-o copie din a doua jumătate a secolului al IV-lea, făcută de un cleric de la curtea din Constantinopol, a introdus acest detaliu. Așadar, istoricii moderni sunt îndreptățiți să conteste existența acestei vedenii. Unii sunt vehemenți împotriva acestui fapt, alții stau la îndoială. Cert este acest fapt, o critică istorică nu ne îngăduie dacă textul datează din a doua jumătate a secolului al IV-lea, să dăm credit aceste informații care nu aparține lui Eusebiu, care este sfetnicul lui Constantin cel Mare, avea să devină în orice caz episcopul de Cezarea. A urmat în 313 momentul acesta. Sigur, întrebarea este Constantin, după podul Milvius și după edictul din 313, era creștin? Toate datele problemei ne obligă să spunem că nu era creștin. Avem toate dovezile în care cei doi augusti, Constantin și Liciniu, erau și înrudiți, cumnați, cei doi în continuă să cultive cultul soarelui. Pe niște medalii și pe monede apar însemne ce țin de cultul soarelui. Din anii următori, de după 314-317, da? Atunci, care e rolul lui Constantin, în fond, sau în orice caz, până la... După anii 319-20, Constantin favorizează net biserica creștină. Restituie acele averi, el pune în practică, el intră în conflict cu Liciniu și pornește un război care a pe vreo 4 ani, până în 324, și deja taberele se separă, Constantin apare ca exponentul bisericii creștine, Liciniu susținându-i pe păgâni. Conflictul dintre cei doi se încheie în 324, când, după 2 bătălii, la Trianopol și la Crisopolis, în 324, Liciniu este învins, decisiv, luat prizonier și executat de către Constantin. Din acest
acest moment începe cariera, să spunem, creștină a lui Constantin. Cel creștină. Fără a fi sigur că el era deja un creștin convins. În anii de după, în primii ani din deceniul 3, anii 320, 22, 24, la Alexandria au izbucnit niște conflicte religioase între două grupări faimoasele, lupele cristologice, în jurul naturii lui Iisus Hristos, între doi preoți alexandrini, Arie și Atanasie, unul susținând faptul că Iisus nu e de aceeași natură cu Dumnezeu și, în consecință, Trinitatea are o structură ierarhică. Arie, din potrivă, Atanasie, susține că sunt trei figuri, trei personaje, însă de o esență unică, divină. În consecință, avem o structură orizontală. O persoană în trei, deci bun, este concepția aceasta, care avea să se impună. Pentru a dezbate problema naturii lui Hristos, în fond, de aici, luptele cristologice. Luptele, logos înseamnă cuvânt, dispută, Hristos, evident, cristologice, pentru a dezbate, deci nu era un tiran Constantin, refăcuse în 324 și monarhia. Adică după el, deja el se proclamă împărat unic și a încheiat, practic, perioada tetrarhiei în 324. În 325 are loc celebrul sinod de la Nicea, cu cei 318 episcopi, între care probabil că din Dobrogea a fost, că spune Scitul a venit și Scitul și Cotare, evident, Sciția era Dobrogea, dar era și Nordul Nărean, unul Nordul Nărean. E bine, Constantin, cum da, intervine totuși în dispută. Era datoria lui s-o fac. Să nu uităm că la Augustus, împăratul era defensor pacis și pontifex maximus. Cu alte cuvinte, el era obligat să apere pacea imperiului. Ori, disputele religioase cu vărsări de sânge la Alexandria, fără îndoială că aducea prejudicii păcii imperiului, era datoria lui să intervină în dispută. Apoi, era pontifex maximus și era șeful tuturor cultelor religioase din imperiu. Deci, el avea drept, dublu drept, de a interveni în dispută pentru a încheia conflictele din sânul tinerei biserici creștine. Este să deschide în 325 la Nicea, Constantin, deci, acum face niște gesturi care aveau să devină pentru mai bine de 1000 de ani arhetip al relației dintre biserică și stat în imperiu. Adică, el proclamă deschiderea conciliului. Apoi, el conduce lucrările, al doilea gest. Dar dezbaterea o fac cei 318 episcopi. Votul au făcut tot cei 318 episcopi. La sfârșitul dezbaterilor, unde a învins Atanasie la voturi, Constantin constată că au învins anti-arienii, parzianii lui Atanasie. Și, în fine, el se obligă să pună în practică deciziile sinodului. De altminte, rolul împăratului în biserică, ca pontifex maximus, ține până la 378. Deci, la Augustus, deci sunt vreme de 4 secole aproape, da? El a fost, deci împăratul era pontifex maximus plus defensor pacis. Pricepura.